Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor noastre, bună seara Răzvan Zanfir. Bună seara Radu, bună seara tuturor. Lucrurile stau în felul următor, cel mai important subiect în desfășurare este cel legat de Primăria Capitală, deci practic capitalei. Capitală, Primăria Capitală. Deci practic de alegerile locale. Aici este neclaritatea în care se zace de... în care se trenează pur și simplu. Avem un candidat, Nicușor Dan, un om serios, la locul său și așa mai departe. Și în partea cealaltă vedem o zbatere de-asta așa, o constrângere la tot felul de soluții, una mai bizară decât cealaltă. Ieri era clar că se mergea pe varianta Burduja. Astăzi lucrurile nu mai sunt atât de clare pentru că s-a intensificat marșul doamnei Gabriela Firea către postura de candidat la Primăria Capitalei și de aici lucrurile au început să intre într-o derivă pe care o să o dezvoltăm în minutele următoare, începând cu postarea doamnei Firea. Postarea, da, de acolo. Postarea doamnei Firea care... Mă gândesc că protestul taximetriștilor poate n-are neapărat legătură. Deci dacă te uiți la numere de matriculare și vezi că tot începe cu IF de la Ilfov, ai putea să contextualizezi puțin și acest eveniment, dar nu, de altfel e o chestiune care ține strict de reglementarea transportului de persoane la nivelul capitalei. Doar despre asta e vorba și probabil miliarde de bucureșteni vor ieși în stradă din solidaritate cu taximetriștii și sigur... Spre asta se va merge, asta e traseul. Lucrurile se vor rezolva, dar asta e traseu fără să te ocolească cineva din punctul A în punctul B, asta e traseul cel mai simplu. Haideți să vedem ce scrie doamna Gabriela Firea. În continuare candidată, cel puțin la candidatură din partea Partidului Social Democrat. Mai candidată ca oricând. Este o extrem de candidată doamnă a Social Democrației. Place, a punctat începutul fiecărui paragraf cu câte un emoticon. Avem o strângere de mână, avem, aici părerile sunt împărțite, unii spun că este rugăciune, alții spun că ar fi un high five, depinde cum pui problema, și bineînțeles acest pin geografic. Mulțumesc colegilor din biroul permanent al PSD București, care au decis, prin vot în unanimitate, deci ca nebuni au votat, să susțină candidatura mea pentru Primăria Capitalei. Sunt determinată să muncesc din nou pentru dezvoltarea orașului, pentru oamenii care sunt abandonați de aproape 4 ani, pentru toate proiectele care au fost aruncate într-un sertar, doar pentru că ele au fost lucrate de echipa social-democrată. Aici probabil că vom reveni pentru a dezvolta și noi, la rândul nostru, sigur, acest subiect. Nu doar capitala trebuie dezvoltată, dar și anumite și subiecte. Subiectul în sine, da. La primăriile de sector au fost validați în unanimitate actualii primari. La sectorul 3, Robert Negoiță, la sectorul 4 Daniel Băluță, iar la sectorul 5 s-a votat susținerea lui Cristian Popescu Piedone. Am decis că vom realiza sondaje și alte cercetări pentru sectorul 1, Florin Lixandru, secretar de stat în Ministerul Educației, un om extrem de cunoscut la nivelul capital. Când spui educație, nu? Spui Lixandru și România e recunoscută pentru zona de educație, da. Și pentru zona de Lixandru, care... Da. Nici nu știu de ce se mai organizează sondaje și cercetări. E clar că omul nu trebuie să participe în alegeri. De ce Lixandru? Învezi pe stradă și auzi, domnule, dar domnul Lixandru nu se bagă și el la primărie? Că, practic, așa. La sectorul 2, Rodica Nasar, iară deputat și președinta organizației Sector 2 București. O persoană veșnică. O persoană eternă. Veșnicia s-a născut la sectorul 2. Iar eternitatea e simbolizată și în dicționarul ilustrat cu o poza doamnei Rodica Nasar. Dânsa e important de amintit celor care poate s-au apucat mai târziu de urmări politica. Dânsa e șefă la PSD Sector 2 de pe vremea lui Ion Iliescu. Sigur. Cred că înainte. Dânsa este președinte la PSD Sector 2 de pe vremea lui Chivu Stoica, la Pispă Gheorghiu Deș. Bun. Va mai fi măsurat alături de doamna Rodica Nasar, o împătimită a PSD Sector 2, și prefectul Rareș Hopincă. Multă lume a zis, de ce nu încercăm și cu o Hopincă? Desigur, domnul deputat Dan Cristian Popescu este de asemenea măsurător. Cred că domnul Dan Cristian Popescu n-a auzit că e măsurat alături de Rodica Nasar și Rareș Hopincă. A zis, de ce am plecat în PNL? Am plecat în PNL pentru asta? E la final, acolo, aruncat așa. Da, mi s-a părut oarecum sfidător. Deci la sectorul 2, doamna Rodica Nasar, domnul Rareș Hopincă. Poate și Hopincă. Cred că mai era cine mai era la 2, domnul Dan Cristian? Hai să-l măsurăm și pe el. Că până la urmă nu mă are nimeni dacă măsori un om. Ne ferici, om ți-a plecat la PNL, la PSD, tocmai ca să își... Na, stabilizeze candidatura și acum tu măsori lângă Rodica Nasar. Bun, la sectorul 6, domnul Gabriel Mutu. Domnul Mutu a mai fost primarul sectorului 6 mai de mult, înainte de domnul
Ciucu și văd că vrea să fie și mai târziu. Cumva, după domnul cumva Ciucă. Datorită lui a ajuns primar domnul Ciucă, în sensul că atât de bun a fost domnul Mutu încât a trebuit să vină domnul Ciucă. Adică părerile cam sunt asta totuși împărțite. Da. În București avem un singur obiectiv, să salvăm capitala de falși salvatori. Bucureștenii nu mai au nevoie de experimente, de tot felul de încercări nereușite. Acest oraș trebuie să continue cu oamenii care au demonstrat că pot fi buni gospodari, cu specialiștii în administrație care au venit cu proiecte benefice. Deci se strunește în ideea de gospodărie, nu? Rugămintea mea ar fi, domnule, mă citiți și dumneavoastră în ele, pentru că m-a învins râsul. Dar m-a bucurat asta cu bun gospodar, pentru că dă senzația cumva de doamnă gospodină care va veni acolo, cu specialiști în administrație care au venit cu proiecte benefice pentru oamenii care trăiesc în și muncesc în capital. Deci nu nebunii de-astea de le face nici cu Jordan. Dacă știa, Radule, mai stăteam puțin așa și luam și eu niște ochelari după alegerile locale. Te-ai grăbit? Uite, m-am grăbit, mi-am luat pe banii mei, da, când presupun deci că după 9 iunie, dacă această echipă se dă drumul la ochelari, la bicicletă ai? Bicicletă am, dar trebuie să o înlocuiesc. Deja a trecut timp, am luat atunci, acum 10-11 iunie. Nevoie de o bicicletă nouă. Și ce vreau să vă rog, domnule, dacă se poate reveni cu statuile astea, domnule, deci practic văd păsările că nu mai au pe ce să se așeze. Pe ce să se găină. În București. Lasă așezată. Deci nu mai avem statui, domnule. Doamna care au făuritoare de statui ale Bucureștiului. Domnule, am rămas fără statui în București. Doamne, iar se mai încearcă, Radu Timiș, în sectorul 5, domnul Piedone a mai mușchetarul. Montat. Mușchetarul. E un D'Artagnan acolo la Piața Sudului. Da. Piața Rahova, îmi cer scuze, nu mai e la Piața domnule, Sudului. Domnule, trebuie Piedone ceva mai da amploare. Mă rog, echipa social-democrată este pregătită să lupte pentru București, pentru București, nu știu, am demonstrat că putem și avem această mare responsabilitate în fața cetățenilor. Le mulțumesc colegilor cu tare. Aici au un laudațiu la adresa colegilor care au decis treaba asta. Ridicați mare poza, imagine emoționantă. Doamna Firea și-a ales asta, cred că a rugat ea. Și faceți-mi când stau cu ochelarii așa, deci mai jos sau mai sus, cum să-i simt mai bine. Deci asta e ceva lucrat, asta nu e ceva ce se iese din prima, să-ți iei ochelarii la un nivel mediu, ca să pară că la un nivel mediu lucrai. Asta simbolizează. Bă, lucram. Nu mai văd capul de trebul, lucram și nu mai am pic să fac poza asta, dar după aia trebuie să revin aici la hârtiile astea la care, uite, tot mai lucram. Tu mergi în zona asta, eu aș fi zis și nu uita să mă votați pentru că ochelari foarte bune. Știți cât am dat pe asta cu tot cu vouchere? Asta pare senzația. Ramele. Astea, deci astea cu vouchere. Votați-mă. Pe astea, vă spun, în mod normal ați dat suma X, cu vouchere sunt aproape gratis. Domnul, da, îl știm și pe domnul. Hazem, nu? Domnul Hazem a fost la PNL, după care s-a stabilizat la PNL. Și cu cine a mai pus poze? Ca să vedem, cunoaște și noi echipa. Domnul Hopincă, doamna Rodica Nasar, deci cei care vor face Bucureștiul să fie cest. Străinul Cercel, despre care se discuta extrem de apăsat ca posibil candidat la primăria sectorului 1, domnul Străinul Cercel ieri era vehiculat ca opțiune a PSD-ului pentru primăria sectorului 1. Astăzi văd că apare în imagini, da, dar e trecut domnul Alexandru. Acum, oricine s-a ocupat de postarea asta a rămas cu informația de ieri, ori textul este greșit. Acum, sigur, fără a fi un simpatizant frenetic al domnului Străinul Cercel, spre deosebire de domnul Alexandru, pe care cred că știe Laurențiu Mușoiu, jurnalistul specializat pe educație, că mai vorbim cu domnia sa și ne spune de cât un secretar de stat. Spre deosebire, domnul Alexandru, care e cunoscut doar în medii extrem de restrânse, măcar Străinul Cercel are un nume. Acum nu știu de ce l-au postat aici. Poate vrea să candideze la Consiliul Local sau Consiliul General. Are un renume. Domnul Zafir, ideea următoare. Ce poze mai sunt? Mai cu domnul Străinul Cercel aș vrea să spun că, asta, din informațiile mele, a rugat, ok, vin, dar cu condiția să nu putem fi anchetați pentru achiziții. Deci asta e rugămintea. Dacă vă aștept, așa a început pandemia cu domnul Străinul Cercel la domnul Gâdea în emisiune, spunând, domnule, trebuie să vedem, va fi nevoie de tot felul de achiziții. Vă rog să nu începeți cu anchete, cu lucruri de genul ăsta pe achiziții. Aici este domnul Florin Manole. Candidează, dar cu imunitate. Cu imunitate. Domnul Manole, care iarăși la un moment dat era discutat ca posibil candidat la primăria sectorului 1, nu. Nu, Manole, nu Străinul Cercel, avem ceva frumos pentru dumneavoastră. Alexandru.
Da. Bun, cine mai e în poze? Hai ca să vedem și noi, că asta presupun că e echipa lărgită. Dar de ce s-au făcut domnul acesta? În maniera asta nefericită nu s-au Doamna făcut aceasta. Landscape, cum e normal, și s-a făcut așa pe vertical, oameni verticali sau ce vrea să insinueze. Ăștia sunt. Deci aici, ca să înțelegeți cam asta e echipa pe care ne-o propun. Și aici Firea are figura, dați-o mare pe ecran, îmi place figura doamnei Firea. Hai că v-am făcut-o. Hai că v-am dat un smetie. Dacă nici ăștia nu vă plac. Era la dracu, dar așa, nu, că nu e dânsa e mai bun. Doamne iartă-mă ce le-am făcut. Deci așa pare, asta e atmosfera. Ce mai zice Ciolacu de manevra asta? Cam asta e atmosfera acestei poze. Cu toate numele astea grele și fotografiile astea apăsătoare. Ia, dați că să vedem că mai sunt apăsătoare și dânsa e foarte apăsătoare, domnul Zanfir. Iau, domnul Mutu. Mutu, toată lumea bună. Mai dați. Oh, păi ce treabă are? E tot cu Bucureștiu? Domnul Zafir, ca să încheiem... Protectorul ASF-ului. Ca să încheiem această spectaculozitate, lucrurile erau în felul următor. Ieri când am vorbit, era treaba în felul următor. Se anunțase domnul Burduja candidat al acestei alianțe emoționante și sigur, domnul Burduja, dacă te uiți așa pe sondaje, domnule, el e așa, are un procent mai degrabă mic, mai degrabă, n-are, să zicem că n-are, ca să fiu elegant, n-are notorietate, să zicem. Hai să o luăm așa. Puteam să așez altfel. Lucrurile am zis, domnule, n-are notorietate. E, în schimb, în partea cealaltă venea domnul Piedone pe tronson, pe partea cealaltă venea turnantă. Piedone pe turnantă și practic domnul acesta Burduja era angajat în postura de candidat al alianței, dar sigur că ei mai degrabă domnul Ciolacu conta pe domnul Piedone. Vă aduceți aminte că s-a și întâlnit cu domnul Piedone în urmă cu o săptămână într-o întâlnire despre care nu știm cum s-a soluționat, dar suspectă întâlnirea. E, astăzi se întâmplă un eveniment emoționant. Vine doamna Firea și spune, m-au votat pe mine să fiu candidat la primăria capitalei. Da, da, candidaturile sunt validate și la nivel național. La nivel național, dar uite, Bucureștiul vrea ca doamna Firea să fie. Dar Bucureștiul nu e condus la nivelul PSD-ului de doamna Firea? Adică pare că... Doamne, mai atâtea le încurcate. Azi. Lasă-o, doamne, Bucureștiul mă vrea. PSD București mă vrea. Păi sigur, eu conduc PSD București, da, da. Bun, și între timp îi apare o... Ia a răsărit domnului Piedone, l-au găsit doctorii de la doctorii de la Hani, domnii doctori l-au găsit cu o incompatibilitate. Bă, azi, o incompatibilitate deci, mărită. Ce sincronizare suspectă care ar trebui totuși cercetată să nu fie ceva grav. Domnul Piedone a trecut până în filtru Agenției Naționale de Integritate și sunt convins că acum se mai găsesc oamenii care sunt domnule, hai că până la urmă anii mai greu, mai își greu, face dar treaba, își dă drumul la joc. Lucrează. Vreau să-i citim postarea domnului Piedone și să vă prezentăm un spectaculos caz în care nu ai cu cine să ții. Nu, e încurcată treaba, dar mă rog, eu, o să vedem cum o dăm de cap. O să încerc să o clarific. Deci scrie domnul Piedone pe pagina sa de Facebook, are rețele sociale, are de socializare, rețele social-liberale, cred că are el, că așa se prezintă. La tine, ăștia, ca în... Agenția Națională de Securitate nu mă vrea la primăria capitalei. Agenția Națională de Securitate. Adică, vezi, doamne, ăștia de la anii sunt, cum erau pe vremuri, securiștii, acum sunt integratiștii, nu știu, vedem că integraliști nu par să fie. Interesele politico-securiste mizerabile vor un păpușar în fruntea bucureștenilor, nu un gospodar care să lupte pentru cetățeni și pentru oraș deopotrivă. Observăm tema recurentă a gospodăriei atât la domnul Piedone, cât și anterior la doamna Firea. Ideea e pe bază de gospodărie. Radu, nu-ți dorești un gospodar adevărat care să vină în fruntea capitale și să pună murături, să facă curățenie generală de Paște, să bată covoare, un gospodar, tată, nu? Gospodăria are ideea de asta, inclusă cumva, ideea de, are dans de sărăcii. Dom'le, ne gospodărim și noi cu ce avem, că mare lucru n-avem, dar ne gospodărim și noi cu, ce putem. Nu știu dacă dans de sărăcie, dacă ne iau cu toți gospodarii ăștia la primărie, pare așa că ne-au făcut o tocăniță. Ne-așa, haideți, domne, că am pus masa. Nu știu, mi se pare așa preșuri, mileuri. Niște oameni gospodari, domne, au de toate, nu bordă. E congelatorul plin. Așa, asta e atitudinea pe care... Și noi suntem în 2024, vedem, ne gândim la dezvoltare în sensul în care să și păstrezi identitatea orașului, că mai smart sunt niște idioți cu tare, care cred că dezvoltare formă înseamnă să radem clădirile istorice și să turnăm niște blocuri de 30 de etaje, că așa ne dezvoltăm noi, nu? Bun. Chiar aseară Victor Ciutacu m-a atenționat că interesele unora mi-ar putea aduce dosare penale sau chiar arestare până în alegeri. Păi era nevoie să-l atenționeze jurnalistul Victor Ciutacu, el care a stat 13 luni în pușcărie.
Nevinovat, zice instanța supremă. Nu știa că se întâmplă astfel de lucruri? Ani, mama lui Ani și toți securiștii care lucrează împotriva țării nu mai pot pocăli românii. De dat, aici trebuie să țip, mă iertați, nu e vina mea, așa a decis autorul, că e cu majuscule. De data aceasta, lângă piedone sunt toți românii bajocoriți vreme de 30 de ani de securiști și de hoții țării. Stimați cetățeni de bună credință, securitatea comunistă trăiește sub masca Ani. Ei vor frână pe candidatura lui Piedone la primăria capitalei. Cetățenii care își vor București înapoi sunt însă alături de Piedone. Foarte multă vorbire la persoana a treia. Înțelegi? S-a, cumva s-a obiectivat, adică, doamne... Nu zice el nume personal. Nu zice el. Nu, el vorbește despre ceea ce reprezintă Piedoneul în viețile dumneavoastră. De când Ani a anunțat în presă că mă acuză, cetățeni de peste tot mă sună și îmi trimit mesaje de încurajare. Le mulțumesc și anunț că nu mă sperii, nu renunț, merg înainte și doar înainte. Că înainte era mai bine și atunci ce problemă ai tu cu securiștii comuniști? Că domnul Zafir, încurcăturile erau următoare. Dacă asta trebuie. Trebuie și după aia faci ce vrei. Da. Dacă securiștii și hoții de țară vor revoluție națională, atunci va fi revoluție națională de spălare a țării, de trădători și de putori. Păi, tot încerc să mă opresc din a citi postarea asta și descoper frază cu frază tot mai mult talent. Pentru toți securiștii care lucrează împotriva poporului, eu, Piedone, anunț, două puncte, dau în judecata Ani că mi-a îngrădit dreptul la apărare după ce a anunțat și a făcut și ades. Dau în judecata Ani pentru manipularea intenției de vot. Dau în judecata, zici că e aia cu telepezi de satana și trebuie să răspunzi de trei ori. Așa e. Dai în judecata Ani, dau în judecata. Dai în judecata Ani, dau în judecata Ani. Dau în judecata Ani pentru manipularea intenției de vot. Asta voiam, să-mi pui și o coloană sonoră. În condițiile în care raportul a fost fabricat imediat după ce mi-am anunțat candidatura la funcția de primar al capitalei. Hoții țării să știe următoarele. Dosarele, pușcăria și securitatea voastră. Nu mă sperie. Cristian Popescu Piedone candidează la funcția de primar al capitalei. Deputatul Vlad Popescu Piedone candidează la funcția de primar al sectorului 5. Și la final semnează Piedone. Superb! E o proclamație către țară! Trebuia o coloană sonoră. Omul ăsta, dacă îi scoți coloana sonoră, pare că n-are sens în gesticulația sa din videourile astea. Dacă îi scoți coloana sonoră, asta îi dă o amploare, o mișcare, o chestie. Fără coloană vertebrală merge, dar fără coloană, coloană sonoră, sonoră niciodată. Și coloană oficială. Domnul Zanfir, vă rog. Oficial vă spun, este acuzat de această incompatibilitate. L-au găsit. Ce au zis securiștii comuniști, cum îi numește el? Ce au zis? Nenorociți, securiștii nenorociți. Domnul Zanfir, are o problemă cu ginerele. Domnul Piedone are un ginere. Și ginerele ăsta are mare succes. De ce e nebunie? Deci omul are succes în sensul că e peste tot. Uite, de exemplu, a fost găsit cu 4 joburi la stat. Cineva trebuie să mai și muncească în țara asta, Radu. Și trebuie să remarcăm, este proclamat ca fiind și un jucător de pariuri de mare succes. Bravo. Și un bărbat curajos, nu are niciun fel de frică. Ceasuri scumpe, asta, mă rog. Ceasuri scumpe, deci și ceasul. Are și simțul luxului. Da. Păi și ce-ți mai dorești, mă? Dar el de ce nu candidează? Și candidează acum... băiatul lui, de ce nu candidează și ginerele? Un om de atât de mare succes. Dacă îmi pot spune câteva dintre slujbele la stat pe care le deține ginerele lui Piedone, ca să-și facă oamenii așa o imagine cât de cât complexă, dacă nu, dă direct articolul și citim așa. Domnule, ginerele dealului a încasat peste 50.000 de euro de la stat. A primit bani din 3 locuri plus indemnizații de consilier local sector 5, conform declarațiilor de avere din 2021 și 2022. Deci este și un politic, consilier local. Extrem de reușit. Declarația de avere e una spectaculoasă, dar nu asta contează în viață, domnul Zanfir, ci faptul că l-au găsit cu aceste funcții, cu acest cumul de funcții, ca să zicem așa, toate îl pun în incompatibilitate pe domnul Piedone și stau și mă gândesc, omul acesta este renumit pentru ideea că vrea să-l lase pe fisul la primărie. Văd că da. Și ginerele e pus acolo. Întrebarea mea e, ginerele are și el renumele de Piedone sau doar fiul are renumele de Piedone? Doar fiul. Doar fiul este Piedone, ar trebui pus și ginerele în subordinea ideii de Piedone. Adică n-ar putea să-i dea și lui și ăsta numele de Piedone. Să fie foarte... Deci, sigur că acuzația este una extrem de rentabilă, în sensul că, bă, cu asta se ocupă omul, plasează oamenii în funcții și așa mai departe. Doamne, acapara funcțiile publice. Doar pentru că e ginerele lui Piedone, tu
tu l-anulezi așa ca personalitate marcantă a vieții publice din sectorul 5? Păi tu crezi doar pentru că este ginerele lui Piedone, este și consilier la cabinetul primarului sectorului 4, referent la compania Totul Verde, are o indemnizație de consilier local la sectorul 5 și membru în Comisia de Vânzare a Spațiilor Comerciale de la sectorul 5? Deci ceea ce mi se pare mie extrem de interesant la ginerele lui Piedone este cum s-a dedicat complet, nu sectorului, ci sectoarelor, unde a fost tatasocul primar sau încă este. Sectoarelor de activitate. Vedem că și pe sectorul 4 și pe sectorul 5 operează ginerele lui Piedone. Sectoristul, putem să spunem, putem să-l transformăm. Eu l-aș asambla în, nu știu. Îi dai o notă peiorativă. Imagine emoționante cu Șerban, Andrei, local. Bogdan și o, deloc Piedone. Vezi că are și numărul de telefon pus acolo, nu știu dacă. Nu-l sunați, lăsați-l. De la ce partid e? Apropo, mergeți un pic de la sus. Umaniști, nu? De la nu partidul știu, Antena 3, nu? Întâmplător, da. Da, dar să știi că nu pentru că e socrăsul acolo. Da? Pur și simplu aceeași viziune politică. Așa a fost, da. Sunt umaniști. Umaniștii ăștia se înrudesc între ei. Așa e uman. Așa e uman, domne. Până la urmă... Oameni suntem. Dacă pe noi nu știi, nu faci. Domnul Zavie, încurcătura e așa. Da. Treaba e așa. Sigur că lucrurile astea sunt extrem de evidente. Ce e evident, domnule? E evident tot ce vedem aici. De ce, domnule? Și declarația de avere, e evident. Totul e evident. Problema e următoare. E evident totuși și momentul, adică cronologia, situația în care ne aflăm. Plac, apare Piedone, care ar fi cumva, dau să cred că este alegerea domnului Ciolacu, îl pui pe Burduja să ia să mănânce de la Nicușor Dan, să-l sapă Nicușor Dan cu Burduja și l-alunci aici pe independentul Piedone, că nu e PSD. Peneliștii vor fi cumva obligați la situația asta, că nu e PSD, e un independent. Așa? Moment în care apare doamna Firea cu aceste două mișcări. Unul la mână, ți apare cu Bucureștiul care zice, da, vrem doamna Firea. Bucureștiul, PSD București vrea doamna Firea și doi la mână, Ani, pe ca o coincidență, dracu, exact a doua zi găsește această incompatibilitate. Noi ne mai amintim când s-a trezit în morți Agenția Națională de Integritate împotriva, fără niciun fel de legătură cu doamna Firea, împotriva lui Nicușor Dan. Da. De la Nicușor Dan, Agenția Națională de Integritate n-a mai reacționat vizibil la niciun nume greu. N-a mai existat. Mai prinde câte un polițist, dar nu-i se pupă 1000 de euro din declarație, mai prinde ei pe nu știu cine, un doctor care nu știa, chestii mărunțele așa, la scara istoriei. Al doilea nume greu după Nicușor Dan, cu care se ia la trânta Agenția Națională de Integritate, este cel al lui Popescu Piedone, când? Că nu cred că l-a angajat ieri. Pe generică. Nu l-a numit ieri pe generică în comisia aia. Exact. Ea are o da, vechime. Da, s-a aflat. Are o vechime. Deci ideea că Agenția Națională de Integritate identifică persoane cu probleme de integritate sau presupuse probleme de integritate doar în cazul celor care într-un fel sau altul nu sunt compatibili cu doamna Firea, e demn de luat în calcul, așa ca să spunem comportament instituțional. Eu vreau să te întreb și altceva, domnule. Da. Domnule, dar ai stat cu emoții să nu te trezești susținut de organizația condusă de doamna Firea la primărie? Tu unde? Nu, pe acolo. În sectorul 1, da. De ce te... Ai stat cu temere să nu fii candidatul PSD la primăria sectorului 1? De ce să nu te mint? O temere a fost, dar era ultima dintre temerile mele. Să nu ajung în situația de a fi susținut. Păi nu, domne, dar puteai fi susținut. De ce spuneți asta? Păi dacă ei îl susțin pe Piedone care nu candidează la primăria sectorului 5, da. Deci ei îl susțin pentru primăria sectorului 5, da. Pe un cetățean care a anunțat că nu va candida la primăria sectorului 5. Ai spus, eu nu candidez la primăria sectorului 5, eu candidez la primăria general, n-aveți treabă cu mine. Asta nu ne împiedică să vă susținem. Și a doua zi apare PSD București care spune, noi o să susținem la primăria sectorului 5 pe Cristian Popescu Piedone, nu celălalt Piedone. Că m-am uitat de două ori, bă, poate e celălalt Piedone, ăla mic, Piedone mic. Nu, pe Piedone mare. Clarificat, da. Foarte mare. Deci cum anume un partid pretins serios poate susține la o primărie de sector pe cineva care, pe lângă faptul că nu face parte din partidul respectiv, nici măcar nu candidează la primăria respectivă? Nu știu, ca un cadou. Păi dacă, un cadou. Dacă tu susții pe cineva care nu e din partidul tău și care nu candidează la primăria respectivă, bă, tu poți susține pe oricine. Deci doamna Firea la fel de bine putea anunța astăzi că s-a votat în unanimitate de către PSD București să susțină la primăria sectorului 1 pe domnul Buzean. Sau pe domnul Nicușor Dan. Îl susținem la primăria sectorului 1 pe Nicușor Dan. Poate să fie. Deși cred că totuși... Ok, hai să... Da. Sau de ce nu da. De ce nu? Dar mă așteptam la altceva. Ca să fie sigură că n-are probleme cu Marcel Ciolacu, îl putea susține pe Marcel Ciolacu la primăria municipiului Buzău. Sigur că PSD București
N-are treabă cu alegerile din Buzău. Dar pe de altă parte, PSD nici n-are treabă cu destinul politic al unor oameni care nu fac parte din PSD și care nu candidează unde vrea PSD București. Să-i salutăm pe interlocutorii noștri, vreau să citesc părerea renumitului domn Mihai Tudose, renumit pentru că este coordonatorul campaniei electorale a Partidului Social Democrat și te gândești că e util să vezi ce zice domnul Tudose la acest anunț al doamnei Firea. Emoționant. Domnul Tudose zice așa, noi suntem în negocieri în cadrul coaliției să vedem ce facem cu aceste negocieri. Cum se vor finaliza? Chiar era necesar ca măcar ei de la PSD București să se lămurească. Aceasta este decizia PSD București. Dar ce se întâmplă la nivel central este o altă discuție. Am văzut că au propus la anumite sectoare mai mulți candidați. Păi stați un pic, zice domnul Tudose. Hai să mai măsurăm, hai să mai vedem. Nu poate să vină cineva să spună că acela este candidatul pentru că așa se dorește. Dacă acel candidat nu iese, mai măsurăm, mai vedem. Deci îndeamnă la măsurătoare și la măsurare de cuvinte, aș adăuga eu, așa pare. Mai măsurați-vă cuvintele. Hai să măsurăm și noi părerile invitațiilor noștri de la această oră. Domnul Michael Gudu de la PNL e în linie telefonică directă. Bună seara, mulțumim. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Doamna Cristina Prună de la USR, de asemenea alături de noi, bună seara, mulțumim. Bună seara, vă mulțumesc și eu pentru invitație. Și domnul Marius Cumelnicu de la PSD, bună seara, mulțumim. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnul Cumelnicu, o luăm în ordinea partidului, procentelor de partid, ca să zic așa. Dumneavoastră candidați la primărie? Eu nu candidez la primărie. Nu candidați, nu? Da, nu. Am înțeles. Păi, dar aveți noroc că putea PSD București să stabilească cum că dumneavoastră esteți candidatul la primăria municipiului Galați. Nu putea București. De ce? Din punct de vedere statutar, ceea ce a făcut organizația PSD București, au făcut statutar foarte bine. Aha. Adică în birou permanent au decis, au votat candidatul Gabriela Firea să fie pentru... Nu, la doamna Firea e statutar. Dar cum poate PSD București să stabilească susținerea la un sector pentru o persoană care nu e nici din PSD și care nici nu candidează la sectorul respectiv? Dați-mi voie să vă zic, dacă vorbim de domnul Piedone. Piedone, noi suntem într-o alianță și că sunt anumiți colegi de la PUSL care au candidat pe listele Partidului Social Democrat și că într-adevăr credem că suntem într-o alianță, dacă vreți. Și că împreună vom hotărâ cine va candida și cum va candida. Ce frumos a spus, da. Păi da, el a zis că nu candidează. General, cât și de sector. Păi el nu candidează, a spus omul. Domnule, nu candidează. Se poate lua o decizie peste, adică poate fi la un moment dat dacă e decizia PSD București, Piedone are voie să candideze în altă parte sau trebuie să se conformeze? Domnul Piedone poate să candideze la orice sector dorește sau unde dorește, da? Dar aceasta a fost decizia organizației municipiului București în hotărârea biroului permanent. Am înțeles. Domnul Gudu, dacă sunteți într-o alianță și dumneavoastră cu PSD-ul, nu doar pe USL-ul ăsta, stați așa cu temere să nu decidă partenerii dumneavoastră unde candidați, dacă mai candidați, cine candidează de la partidul dumneavoastră, că văd că dacă sunteți într-o alianță cu PSD-ul, PSD-ul decide viitorul fiecarei persoane. O să fim foarte atenți la acest aspect, să nu decidă PSD-ul candidații noștri. Revenind într-un registru mai serios, problema pe care o au colegii de alianță de guvernare este o problemă care trebuie rezolvată în cadrul Partidului Social Democrat. Noi, din punct de vedere electoral, cu privire la capitala României, avem candidat anunțat pe domnul ministru Sebastian Burduja, însă, evident, cercetările continuă vis-a-vis de varianta finală pentru primăria capitale, pentru că aici trebuie armonizate cele două propuneri care vor veni, una din partea PNL-ului, una din partea PSD-ului. Faptul că la PSD acum avem deja o decizie statutară, din câte înțeleg, a organizației municipale București, și anume că doamna Firea este propunerea de candidat, deci practic a trecut de la statutul de candidată la candidatură,
acum a devenit o propunere oficială din partea organizației municipale. Vom vedea dacă în final cele două partide își vor armoniza într-un fel sau altul propunerea comună pentru primăria capitalei. Propunerea comună pentru primăria capitalei rămâne sub această idee de propunere comună. Da, doamna Brună, noastră vi se pare totuși suspectă această reacție a celor de la ANI și reiterez un argument pe care colegul meu l-a formulat un pic mai devreme. De două ori am auzit de ANI în ultima perioadă, nu știu să mai mi-aduc aminte un alt moment în care să se fi sincronizat ANI cu spațiul public. Odată în legătură cu domnul Nicușor Dan și a doua oară acum în legătură cu domnul Piedone. De fiecare dată vedem că e vorba despre adversari ai doamnei Firea. Cum comentați această coincidență din viețile noastre? Da, acum eu nu știu ce jocuri face ANI, dar ce pot să vă spun e că vedem cu toții cu ochiul liber că totuși domnul Piedone și-a populat primăria sectorului 5 cu rude. Mă refer la ginerele dumnealui, care a încasat vreo 20.000 de euro, mai are niște nepoți care ocupă tot felul de funcții. Nu, aici trebuie să vă întrerup o secundă. La poliția locală. Vă întrerup o secundă, aducând totuși în discuția noastră și contextul. Adică aceste lucruri pe care le enunțați sunt corecte, doar că ele se petreceau și până acum, se petrece de ceva timp încoace. Ori descoperirea celor de la ANI e făcută chiar în ziua în care era incomodată doamna Firea. Și atunci, iată-ne în această circunstanță pe care v-am formulat-o anterior. Vă rog. Sigur, dar cum spuneți, sunt lucruri știute. Noi le-am semnalat prin vocea colegilor noștri din Consiliul Local Sector 5 încă de când ele se întâmplau, de când aveau loc aceste numiri din pixul domnului Piedone. Da. Da, putem să spunem că este suspect că apare doar acum, dar ele erau foarte, foarte bine știute. Acum, nu știu, e așa, suntem la 3 luni de alegerile din 9 iunie, vedem tot felul de ieșiri pe Facebook și de la doamna Firea și de la domnul Piedone, care altfel se susțineau reciproc. Ne aducem aminte, anul trecut domnul Piedone o susținea pe doamna Firea, nu știu ce s-a întâmplat acolo între ei, acum doamna Firea văd că a fost susținută de colegii dumneavoastră la primăria capitalei. Acum trebuie văzut și cum se simte domnul Pandele, că domnul Pandele acum vreo două săptămâni anunța că soția dumnealui nu mai candidează, că se ocupe de copii, deci cred că l-au făcut foarte, foarte nefericit pe domnul Pandele. Cred că a jucat tare domnul Pandele, cumva la intimidare. Vedeți că dacă mai face ceva, o să se retragă doamna Firea. Deci pare că a amenințat cu retragerea, nu știu dacă a anunțat retragerea, dar domnul Humelnicu, dumneavoastră, cum vi se pare această spectaculozitate pricinuită de ziua de astăzi cu această agenție națională de integritate, culmea, deci mai ales și această denumire pompoasă integritate, și cei de la ANI s-au sesizat în legătură cu domnul Piedone astăzi, exact în momentul în care era deranjată doamna Firea, deși aceste lucruri semnalate de ANI, domnule, au o vechime, au o consacrare. Cu asta se ocupă domnul Piedone. Dar nu se înțelege acum că achesăm la abordarea domnului Piedone, care se crede victima noi securități, sau cum, doamne iartă-mă, formulează el. Nu, nu. Întrebarea e altfel pusă, ca să nu se rămână cineva cu senzația fină că domnul Piedone ar fi acum vreo victimă. Da. Dacă domnul Piedone stătea cu minte la sectorul 5 și nu deranja cu o candidatură la primăria generală, era în regulă și generică și alte neamuri din primăria sectorului 5 să-și continue activitatea fără nicio incompatibilitate. Asta trebuie să-l întreb pe domnul Cumelnicu. Domnul Cumelnicu, credeți că mai era vreo problemă cu generică sau cu alte neamuri dacă domnul Piedone respecta ceea ce oricum s-a stabilit azi la PSD București și rămânea la sectorul 5? Dacă vreți, în primul lucru aș vrea să răspund doamnei Cristina Prună, faptul că haideți să nu vorbim și de doamna Firea și de soț și de copii, luăm toată familia acum, adică să fim puțin mai echilibrați, dacă vreți. Păi stați, că domnul Pandele a ieșit cu declarația. Nu are domnul Pandele, domnul Melnicu. Sigur, așa nu. E. Mai l-am citat pe domnul Pandele. Toată familia domnului Piedone, legat de soț. Păi acum cu toată familia domnului Piedone, păi dacă toată familia domnului Piedone e în politică, acum ce o să facem? O să ne alegem un reprezentant de care să vorbim? Dacă fisul e deputat și generic e consilier local și mai are încă 4 joburi, cum adică să nu vorbim de toată familia? Păi cine nu vrea să-i fie vorbit de toată familia,
nu și-aduce toată familia în funcții publice sau în partid sau în... Atenție, sunt și politicieni aleși. Adică nu-s doar numiți. Băiatul, l-ați făcut deputat dumneavoastră PSD-știi? Ginerică a fost ales în Consiliul Local. Deci sunt oameni care și-au asumat candidaturi și vieți politice publice. Cum, doamne iartă, să nu vorbim. La fel și în cazul domnului Pandele. Domnul Pandele este eternul primar al orașului Voluntari. Cum să nu vorbim despre primarul orașului Voluntari, unul dintre cei mai de tradiție primari din România? Nu e... N-avem cum să nu vorbim despre o familie care e toată publică. Dacă nu era bun domnul Pandele, domnul primar, cu siguranță cetățenii nu-l votau. Asta e primul lucru. Al doilea lucru. Știu, nu are nicio legătură această anchetă, dacă vreți, a luat cu campania domnului Piedone sau păi, de ce doamna Chilea a fost plecat. De ce nu are legătură? Eu vă pot spune din experiență proprie. Și eu am fost în 2012 până în 2015, am fost consilier local în municipiul Galați și am făcut parte din această comisie de vânzare spatei comerciale. S-a venit curtea de costuri. Ne-au zis că trebuie să recupereze banii, ne-au dat în judecată, n-au câștigat. Bineînțeles că am câștigat eu, de ce? Pentru că era o comisie legal constituită. Bineînțeles că vorbim de domnul Piedone, nu e vorba de legalitate, ci e vorba mai mult de... integritate. De... Nu, domnule, păi, da, domnul Cumelnicu, dar pe dumneavoastră nu vă... Domnul Cumelnicu, pe dumneavoastră v-a pus socru în comisia respectivă? Nu. Socru. Păi nu, păi dumneavoastră nu erați pus acolo de vreo rudă, de vreun afin, de... Nu, dar aici nici măcar nu cred asta că... Asta nu e discuția. Situație. Domnul Cumelnicu, aici nu discutăm despre... Sau putem să discutăm, dar mi se pare un subiect secundar. Dacă e adevărat, dacă e incompatibil sau nu e incompatibil... Păi nu, informația e adevărată. Informația e adevărată, dar dacă e sau nu o incompatibil... Nu. Vorbim de moment, moment. Momentul este acesta în care domnul Piedone o deranja pe doamna Firea și a doua zi după momentul în care o deranja pe doamna Firea, vine Ani cu această descoperire care are o vechime, asta e ideea. Și mie e chiar mai grav decât ce spune Radu, mi se pare scenariul în care Ani nu ar fi reacționat deloc dacă domnul Piedone nu deranja. Că e grav ce a făcut domnul Piedone, da. Sigur, dacă se confirmă. E grav că Ani se trezește doar în momente cheie, dar și mai grav e că Ani poate nu s-ar fi trezit deloc dacă omul ăsta nu deranja. Deci, concret, Ani ce face? Își face treaba doar când treaba aia servește și altor interese? Pe mine asta mă pune serios pe gânduri în ceea ce privește activitatea controversatei Agenții Naționale de Integritate, condusă de controversatul om supranumit Ariel. De, nu de la sirenă, ci de la detergent. Așa îi se spune. Știți de ce îi se zice așa, domnul Cumelnicu? Ok. Știți de ce îi se zice Ariel ca detergentului șefului Agenției Naționale de Integritate? Am crezut că eu fiind din Moldova faceți o glumă cu Ariel, dar dacă nu e așa, atunci... Nu. Îi se spune așa pentru că spală pe cine trebuie. Asta e gluma din presă despre domnul. Căutați pe Google. Am glumit și eu, să știți. Știm. Dați-mi voie, deci toate instituțiile statului, că vorbim de procese cu DNA-ul sau ce sunt, trebuie să-și facă datoria și atunci când ancheta ajunge la maturitate, atunci acele dosare... A, deci dumneavoastră luați în calcul că ancheta a ajuns la maturitate a doua zi după momentul în care... Ce ar trebui să fie făcut în România? Din păcate, în această perioadă de electorală vor apărea foarte multe dosare și foarte multe lucruri care poate nu ar fi apărut într-un an normal. Aha. Păi de ce au apar? Și avem câteva semne de întrebare, atât dumneavoastră cât și noi toți români, adică și am eu. Am înțeles. Uite, aici suntem. De ce nu? Deci după alegeri sau într-un deci fel sunteți cu noi așa, că e o sincronizare interesantă. Aș vrea să o întreb pe doamna Prun și apoi poate fi vorba și de o simplă coincidență. Vă rog. Extraordinar. Dumneavoastră inițial ați lecturat acel comunicat pe care l-a dat Piedone și ați lăsat să se înțeleagă de faptul că ar fi o victimă sau, vezi, doamne, Ani ar avea ceva cu anunțarea candidaturii sale la primăria capitalei. Putem citi și în cheia cealaltă, în sensul că domnul primar își poate face o campanie de victimizare, pentru că de la simplul anunț că face obiectul unei anchete din partea Agenției Naționale de Integritate și până la a se confirma acest lucru, este cale foarte lungă. Alegerile vor fi trecut de mult până vom obține o soluție în această problemă. Pentru a nu putea candida domnul Piedone, și să spunem acum că suntem în varianta în care a intervenit Ani și vezi, doamne, e o piedică în calea candidaturii sale la primăria capitalei. Deci, pentru a nu putea candida Piedone, ar trebui să avem acel raport de evaluare al Agenției Naționale de Integritate,
rămas definitiv. Adică să nu conteste domnul Piedone în cazul în care se confirmă această problemă a incompatibilității. E interesant, domnul Gudu, e interesant această teză pe care... Iar o variantă ar fi, dacă va contesta acest raport de făcut de către ANI, se va duce în instanță, unde lucrurile durează... Da, nu-i vorba că... Nu este ilegal, v-am spus că am câștigat acel proces. Deci nu-l blochează pe domnul Piedone, asta spuneți. Nu este ilegal. Nu-l blochează cu absolut nimic. Păi nu-i vorba dacă îl blochează sau nu. E ideea că planează niște suspiciuni asupra asta. Mie îmi place ideea domnului Gudu, știi de ce? Pentru că domnul Piedone s-a așezat în spațiu public ca o victimă a sistemului, încearcă cu disperare să-l oprească. Pentru că dacă va veni la primăria capitale, vai câtă treabă va face și nu le convine treaba asta și sistemul se... Și acum apare o victimă a acestui sistem, domnul Piedone. Uite că a venit și această agenție națională. Deci cumva pare mai degrabă că îl ridică pe Piedone. Cum a fost în pușcărie, a stat, a făcut pușcărie degeaba, nemeritat cumva, din cauza faptului că sistemul a băgat nemeritat. Deci pare o victimă Piedone și se așează cumva în felul lui de aia. Dar mai lăsăm și pe domnul Piedone puțin în pace, că nu cred că politica românească se învârte sau gravitează în jurul domnului Piedone. Nu știu dacă domnul Piedone a dobândit deja gravitație proprie. Aș vrea să o întreb pe doamna Prună dacă, nu știu, dacă puteți să faceți abstracție de calitatea asta de, sau, mă rog, ce e, de om politic, să-mi spuneți cum vi se pare să sunteți din București, nu? Că sunteți parlamentar de București. Da, sigur. Așa, și, deci așa, ca trăitor în București. Deci mai sunt 3 luni până la alegeri, 2 luni până la campanie electorală și noi nu știm candidații? Păi asta arată de fapt că oamenii ăștia nu au soluții. Candidații știm, sau cel puțin un candidat îl știm, Nicușor Dan, actualul primar în funcție, care de 3 ani de zile a arătat că București poate să o ia într-o direcție bună. Să știți că muncește, domnul Humelnicu, cred că dumneavoastră ați spus că muncește într-una, să știți că muncește. Și mie după aia cuvântul, vă rog. Și nu, nu puteți să nu vedeți faptul că rezultatele se văd și dacă vă uitați la ratingul primăriei Bucureștiului, este peste cel al guvernului, deci putem să spunem că e mai performantă primăria Bucureștiului decât guvernul dumneavoastră, care are alte puteri. O secundă, domnul Humelnicu, nu știi de ce se referă cu ratingul? Firea de la primărie a lăsat conturile blocate. Nicușor Dan ce a făcut este că a deblocat conturile și a început să facă proiecte serioase de infrastructură, de transport public, a deblocat achizițiile acelea de tramvaie, de troleibuze, adică bucureștenii văd rezultatele. Deci până acum avem un singur candidat serios, anume primarul în funcție. Păi avem un singur candidat momentan. Serios, neserios, e singurul. E singurul candidat în primul. Este singurul candidat și pentru că de cealaltă parte nu există absolut nicio soluție. Uitați-vă, spun că sunt cele mai mari partide din România, dar când vine vorba să susțină un candidat care să aibă o viziune pe termen lung pentru București, nu doar floricele, panseluțe, iepurași și alte lucruri pe care le-am mai văzut în celelalte mandate, da? Nu există. Noi asta ar trebui ca bucureșteni, că m-ați întrebat din calitatea mea de locuitor al orașului București. Nu mă interesează de un independent, neindependent, măsurătorii. Pe mine mă interesează să văd un primar care are o viziune de termen lung și care poate să facă din București o capitală în care să-mi doresc să trăiesc până la urmă. Domnul Gudu, dumneavoastră credeți că miza alegerilor din 2024 la nivel de capitală, poate și în alte orașe mari, dar să ne referim la capitală, credeți că miza o reprezintă mafia imobiliară? Deci cum se poziționează candidații față de mafia imobiliară? Dacă sunt susținători ai mafiei imobiliare sau adversari ai mafiei imobiliare, presupunând desigur că toți oamenii lucizi înțeleg că există mafie imobiliară masivă la nivelul capitale. Dacă vă referiți la declarația pe care a dat-o astăzi domnul primar Nicușor Dan, și aici aș face o subliniere. Cred că este printre puținele dăți în care îl văd ieșind politic pe o anumită temă. Domnia sa de obicei nu intra în dispute cu alți candidați sau contracandidați sau ziariști sau așa mai departe. Da. Însă, văzând declarația domniei sale de astăzi,
am remarcat acest subiect, pentru că bucureștenii trebuie să aleagă între un primar care susține interesele imobiliare ale unora sau un primar care se ocupă de strict de bucureșteni și, mă rog, în favoarea lor lucrează, ca să spun așa. Evident că în oraș nu poate contesta nimeni că nu s-au întâmplat niște lucruri bune față de mandatul anterior. Acum, chestiunea cu mafia imobiliară, mi-este greu să vă spun dacă lucrurile stau în acest sens sau altul, pentru că am văzut doar din presă anumite scandaluri vis-a-vis de blocări, de puzuri, ce interese s-au deranjat din partea cui și așa mai departe. Dar văzând din exterior această luptă pentru primăria capitalei, pentru că eu nu locuiesc în București, da, dar venind la Parlament, observ aceste lucruri care s-au schimbat și e suficient să vă spun că observ foarte des aceste lucrări care se fac la sistemul de termoficare al capitalei. Nu știu să vă zic exact câți kilometri de conducte s-au schimbat, dar auzind declarații pe acest subiect, evident că s-au schimbat mult mai mulți decât în mandatul anterior. Și aici nu vreau să fac apologia niciunui primar, nu vreau să spun că Nicușor Dan este, mă rog, e doar meritul lui aici și nu au fost proiecte câte poate... Da, trebuie să lăsăm un minut, domnul Humelnicu. Deci îmi place punctul de vedere al PNL-ului care revine la Nicușor Dan, cumva, pe care l-a abandonat. Vă rog. Domnul Gudu, bine că nu stați în București, că altfel mă speriam. Discuția următoare când jucătate... Domnul Gumelic, dumneavoastră stați în București? De trei ani de zile, trei ani și ceva stau, din păcate, în București. Jumătate din București nu au caldă și căldură. Dar de unde aveți duceți pe ăla dumneavoastră pe acolo? De unde aveți această informație? Domnul Gumelic, uitați ce se întâmplă. Când dați o informație, trebuie să fie totuși validă. Dumneavoastră știți că există monitorizare. Până real, putem să intrăm acum, să ne uităm. Cum ați decis dumneavoastră că jumătate din București nu au apă caldă? Adică de unde dată această informație? Nici căldură, înseamnă păi de unde dată această informație? Că nu e reală informația. Înseamnă jumătate din... Păi nu e reală informație, e o minciună, ce spuneți acum? E o minciună? Bine, da, e o minciună, există un... Dumneavoastră aveți apă caldă? Care monitorizează. Nicușor Dan a rezolvat toată căldura... Nu, eu sunt subiecte diferite, dacă au rezolvat tot sau dacă... Tot ce înseamnă transport. Dați-mi voi să vorbesc și eu... Puneți. Păi dacă spuneți minciuni, nu pot să vă las să spuneți minciuni, că totuși avem o responsabilitate. Haideți că ne apropiem de pauză, să știm și domnul Humelnicu ideea. Vă rog. Haideți, domn, cu tot respectul, a schimbat mai multă țeavă, domnul, ne batem în secolul 21, în 2024, că a schimbat un kilometru în plus de țeavă. Da. Nu vorbim de transport. Da, nu un kilometru în plus, da. Nu vorbim de tot ce înseamnă fug, da, mafia imobiliară. Păi să te asumi, când ești primar, îți asumi să faci, să realizezi fugul. Da, planul urbanistic general, puzul, planul urbanistic zonal, să facem așa fel încât tot ce înseamnă investiții în București, în capitala României, da, să meargă înainte, poate unii n-au construit cum trebuie. Atunci da, poți să-i ajuți să concesioneze anumit teren și atunci să poată să construiască în continuare. Sau poate s-a construit prea mult și poate să ne mai oprim puțin în construit. Nu pe spațiu verde. Nu, în general. În general. De ce să construim verde, așa în continuu? Da. Ce avem? Obsesia? Dar nu pot să blochez Bucureștiul și toate lucrările doar pentru că eu nu mi-asum nimic și au trecut 4 ani. Din păcate trebuie să închidem discuția, trebuie să luăm pulsate. E bine și să blocăm. Eu aș vrea să spun totuși că sunt de acord parțial cu domnul Humelnicu. Mi se pare inadmisibil ca în 2024 să mai discutăm despre câți kilometri de conducte sunt schimbați în fiecare an, dar asta nu demonstrează decât modul haotic sau anti-bucureștean în care a fost condusă capitala în ultimii 30 de ani. Deci n-ar fi trebuit să discutăm despre asta? Gata, trebuie să închei. Da, doamna Prună, mulțumim pentru intervenție. Domnul Gudu, mulțumim. De asemenea, domnul Humelnicu, pauză, ne întoarcem. Bună România!